Dragi prieteni, în primul rând vă spunem, Hristos s-a înălțat și vă mulțumim că în această seară tulbure din punct de vedere al condițiilor meteorologice v-ați rupt două ceasuri pentru a fi împreună aici ca să ne amintim de cel care în urmă cu 7 ani de zile, în zorii zilei de 8 iunie 2012, trecea la Domnul după o suferință cauzată de o ciudată boală galopantă și care a lăsat în urma sa un uriaș gol, pentru că, așa cum mulți spuneau atunci, ne întrebam cu toții cine va mai face și va duce înainte ceea ce făcea domnul Constantin Iulian. În general, despre persoanele trecute în veșnicie, nu se mai vorbește cu Domnul. Noi, cei care am avut această șansă dată de Dumnezeu să-i fim alături, continuăm să îi spunem în felul acesta, pentru că, deși este deja un personaj intrat în istorie, într-o istorie a demnității românești, din a doua jumătate a veacului trecut, totuși, acest om continuă să fie prezent cu o pregnanță inexplicabilă în viețile noastre, în amintirile noastre și în acțiunile noastre din fiecare zi. Este unul dintre cei care și-a pus amprenta definitoriu pe viețile noastre și odată cu trecerea sa în veșnicie, și noi am considerat că angajamentul pe care l-am luat și pe care domnia sa ne-a conjurat să îl asumăm este cel care trebuie să ne definească viața de aici înainte. Vreau să mulțumesc încă o dată Centrului Cultural Sector 2 Mihai Eminescu din strada Jean-Louis Calderon și în mod special primăriei sectorului 2, nu în ultimul rând, domnului viceprimar Dan Cristian Popescu, unul din oamenii care nu înțelege să se conformeze unor anumite rigori absurde ale veacului acestuia, ci înțelege că istoria trebuie recuperată și vreau să-i mulțumesc pentru suportul pe care ni-l dă pentru a ne putea aduna și a ne putea comemora martirii. Mulțumesc în mod deosebit doamnei director Nicoleta Paninopol și doamnei Elena Scurtu, care aici se îngrijesc ca această instituție de cultură să funcționeze și să fie o gazdă primitoare. Așa că vreau ca în numele instituției doamna Elena Scurtu să spună câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă adresez un căduros salut al conducerii Centrului Cultural Mihai Eminescu și să vă spun că este o onoare pentru noi să avem atât de multe personalități ale lumii culturale românești și că este o plăcere și o onoare pentru noi să găzduim astfel de evenimente culturale și ori de câte ori suntem solicitați, evident că dăm curs acestor solicitări cu promptitudine chiar, nu? Așa este. V-am spus, o onoare pentru noi toți să fiți aici atât de multe personalități. Este o plăcere să-l revedem. A mai fost în centrul nostru domnul Octav Bioza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, și ori de câte ori ea vine, l-ascultăm cu mare plăcere, că are foarte multe de spus, în egală măsură a maestrului Dan Puric, care de asemenea are niște prelegeri deosebite care îți merg la suflet și care de câte ori avem ocazia să-l vedem în diverse locuri, trebuie să spun că este o mare plăcere. Pentru toți, vă spun, suntem onorați de prezența dumneavoastră și las pe domnul Florin Dobrescu, secretarul Fundației Ion Gavrilă Ogoranu, să
modereze acest eveniment, așa cum știe domnia sa mai bine, și o seară plăcută și cu multe învățăminte, cu siguranță, avem de tras din aceste prelegeri care vor fi în această seară făcute în Centrul Cultural Mihai Eminescu. O seară minunată vă dorim din partea conducerii centrului. Vă mulțumim! Înainte de a-i invita aici pe distinși și noștri invitați, și îmi cer scuze că v-am pus să stați acolo, vreau să urmărim împreună un scurt material, poate unii l-au mai văzut, dar vreau să-l urmărim pentru că ne aduce aminte de cel pe care astăzi îl comemorăm. Oh,
și seara, după ce toți am vorbit cu un de vorba, așa de vorba, care s-a auzit, este o inițiativă a părintele Adrian Păcețeanu, el a venit și ne-a rugat, hai mai să oprim în tabără pentru cei care nu mai știu. Și am făcut tabăra pentru lucrarea monumentului mormântul celor fără de mormânt, în zona Palaciu. Și n-am zis de seara, stăteam la foc, părintele Adrian Păcețeanu mai vorbea așa de gândii, cum era cu ea până știu, iar tinerii studenții care erau adresuită la scor, se dau cu brațe state și ascultau ce se dau din pătrâni. Și n-am zis la un moment dat, pe sfârșitul taberei, vine un student la mine, era medicinist, și-a spune, Doamne Iubea, dar de asta e să am dat asta, că este să vii să-ți dai. Aici nu primești nimic. Dar noi ce să dăm? Zic, măi, tinerețea voastră, toți era. Să știți, e foarte greu în lumea noastră, tinerilor. Noi avem nevoie de casă, avem nevoie de servici, avem nevoie de alte lucruri. Ori aici trebuie să vii să dai, să te jertfești. Ei, să știți că atunci s-a adus pentru noi, pentru cei în vârstă, o problemă. Cum poți, în generația asta tânără, să introduci acest element, adică al jertfei? N-a fost ușor, dar am reușit. Și acum, la bătrânețe, așa cum suntem noi acum, cei bătrâni cu pietrele aute, așa, când vedem tinerii în jurul nostru, sigur că noi ăștia bătrânii nu vom mai fi. Adică noi ne-am făcut asta, noi ne-am plecat steagului de bătrâni, ne-am dat celor tineri, deci noi de acum putem să murim împăcați. Greu apasă pe umerii lor, celor tineri. Dacă vor fi ajutați, vor merge mai departe și vor ajunge la niște rezultate bune. Dacă nu vă fie ajutat, doar Dumnezeu îi poate ajuta și sigur că îi va ajuta. Fiind să știți că în ecuația fenomenului istoric, nici nu mare necunoscut. Voi sau Dumnezeu. Oricât ar fi strategic, dar spun, dar se întâmplă așa, ori de așa mai departe, pot să întâmplă să fie altfel de la oameni. Deci există această mare necunoscută în ecuația evenimentului istoric. Este voia lui Dumnezeu. Damn.
Ion Vodă Viteazu, prezent. Mihai Viteazu, prezent. Horia, prezent. Proșca, prezent. Meșan, prezent. Tudor Vladimirescu, prezent. Eroi din Războiul de Independență, prezent. Eroi din Primul Război Mondial, prezent. Ion Voța, prezent. Vasile Marin, prezent. Corneliu Codreanu, prezent. Nicadori, prezent. Cecevivi, prezent. Echipa Mitie Dumitrescu, prezent. Eroi din Al Doilea Război Mondial, prezent. Iuliu Maniu, prezent. George Brăteanu, prezent. George Manu, prezent. Luptătorii din munți, prezent. Parașutiștii rezistenții, prezent. Porții lagărului din Rusia, prezent. Asasinații prigoanei comuniste, Dumnezeu să fie. De fapt, ăsta să facem o dată continuu ca să devină mai bun. Adică, în plățirile Iisus, noi aveam, cât aveam ședințe de plățirile Iisus, era acest moment al prietenii. Dar fiecare să spună camaradului lui ce a văzut greșit în săptămâna respectivă la el. Faptul că s-a lăudat cu ceva, faptul că avea o țintă necorespunzătoare, faptul că a jignit pe cineva. Și cel care auzea chestiunea trebuia să întrebe. Mai mult decât atâta. Fiecare își lua o pedeapsă ca să trăiesc. Oare această frământare nu se continuă cu el, cu păcatele din el, cu greșelile din el, a vrut ca foarte mulți din fericiște și au trecut prin școală să devină niște oameni mai afară. Nu zic că suntem oameni, greșim cu toții, dar au reușit să iasă în evidență față de cei din jurul lor. Deci părerea mea că această luptă continuă cu păcatele și cu greșelile care aveai, poate să le aroade. Că să știi și, dacă și drumul spre perfecțiune, să spunem așa, perfecțiune umană, că putem să facem, suntem toți, oricum greșim. Celelalte cântece. Noi, ca să putem să cântăm la asemenea cântece, trebuia să ieșim în afara orașului, în păduri, la distanță de 10-15 km, ca să putem cânta ca dumneavoastră. Mi-ați arătat acum un spațiu în care puteți să cântați fără a fi musicit de pădura. E o cântate care s-a știut. Dar nu știi cât pădura prea va, deci foarte, foarte atent. Gândiți-vă și pentru vremuri mai bine, că nu se știe cât pădura. N-am v-am spus, sunt i-am spus lui Corin odată, mi-am dat aminte de Părintele Justin Pârgu. Era prin 1947, cred că cam așa era. Am fost convocat la Iași, la regiunea Moldova, toți șefii de grup FDC, eu sunt în partea Vasului. Părintele Iustin Turgu venea cu un cetățean cu medica din partea frăției Cruci din Roma. Și ne-am sunit la un moment dat, noaptea era, cred că de la ora 9, așa ceva, a trebuit să ieșim din oraș, să mergem pe dealurile Iașului acolo și ca să putem noi cânta, așa cum cânta dumneavoastră acum. Și ne-am sunit că la un moment dat s-a terminat ședința, ne-am punct sfârșit ședința de regională care trebuie acolo, am venit instrucțiune, trebuia să venim foarte repede înapoi în oraș. Părinte și-a plecat, era studenta la teologie sau era la seminar, mai considerat la seminar de teran, și-a plecat, pus la în sus, acolo, la unul de pasul, pas forțat de pe dealul respective. Credi in una casa
vă mulțumesc pentru răbdarea de a fi vizionat acest material. Am încercat să surprindem câteva momente din tenacitatea, dărzenia cu care au străbătut ca un fir roșu existența domnului Constantin Iulian și acești 20 ceva de ani pe care noi am avut privilegiul să îi primim alături de dânsul. Îi chem aici pe distinșii noștri invitați, pe domnul Octav Joza și pe maestrul Dan Puric. Și domnul Joza. Vreau să anunț în primul rând faptul că doamna Zoie Rădulescu, cu părere de rău, ne-a anunțat că nu va putea astăzi să ajungă din cauza unor motive de sănătate care literalmente au împiedicat-o să vină. Își dorea foarte mult, pentru că și dânsa a făcut parte dintre prietenii domnului Constantin Iulian și nu întâmplător am invitat astăzi alături de doamna Zoie pe cei doi distinși invitați, pentru că fiecare din dânsii, într-un fel sau altul, l-a cunoscut pe domnul Constantin Iulian și au avut parte de o relație nu doar armonioasă, luminoasă, cum de altfel nici nu puteai să ai o altfel de relație cu un astfel de om înduhovnicit, ci, în mod special, au avut relații roditoare. Bună oară, mi-amintesc de anii aceia în care Federația Română a Foștilor Deținuți Politici, unde domnul Constantin Iulian împărțea conducerea ca președinte cu, la fel de regretatul Gheorghe Jijie, domnul Gheorghe Jijie, care era secretar și, practic, care era sufletul, motorul acelei organizații. Mi-aduc deci aminte de anii când Federația Foștilor Deținuți Politici rămăsese fără sediu, din cauze administrativ-financiare, să zic așa, și o lungă perioadă de timp, mulți ani de zile, maestrul Dan Puric a asigurat acestei organizații sediul în zona zero a capitalei, pe strada Blănar, în incinta Teatrului Rapsodia, unde și compania Dan Puric își desfășura activitatea. Aceasta și, bineînțeles, în felul acesta, oamenii noștri, bătrânii noștri, au putut să-și continue activitatea într-un mod eficient și să beneficieze de un sediu mai mult decât generos. A fost una din puținele, una din multele modalități în care maestrul Dan Puric a ajutat, a sprijinit, a impulsionat, mai ales atunci când era greu, cauza luptei pentru memoria și susținerea sub toate aspectele a celor care au luptat în rezistența împotriva comunismului. Mi-aduc aminte de asemenea de perioada aceea în care, la un moment dat, trecând la cele veșnice, fostul președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici, domnul Ticu Dumitrescu, și devenind președinte domnul Octav Joza, cu spiritul de deschidere, de armonizare și de conlucrare care îl caracterizează pe domnul Joza, acesta imediat a inițiat niște întâlniri cu domnul Constantin Iulian și cu domnul Gheorghe Jijie și a început o colaborare fructuoasă, o colaborare care a rodit și care, cu ajutorul lui Dumnezeu și spre bucuria noastră a tuturor, a atenuat semnificativ trista perioadă, cele două decenii de după 1990, în care deținuții politici s-au aflat
dezbinați din cauze diverse, nu are rost să stăm să le discutăm. Important este că acești oameni au arătat că se poate colabora, că poate să existe un spirit de frățietate, că dincolo de anumite lucruri care ne deosebesc pe fiecare sau care ne fac să gândim diferit, putem găsi, mai ales atunci când situația o impune, putem găsi acele lucruri care ne unesc, acele valori în jurul cărora ne putem aduna cu toții și putem lucra împreună pentru a ne opune răului despre care vorbea și domnul Iulian, care este prezent, din păcate, în societatea noastră și iată că face ravagii la toate nivelurile vieții românești. Am să încep prin a-l lăsa să ne vorbească despre domnul Constantin Iulian pe domnul președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici, Octav Joza. Domnule Joza. Da, mi-e greu să vorbești despre cineva care ne-a părăsit. Să știți că în ultimile 6 luni mi-au murit vreo 7-8 președinți de filiale. Să moare pe capete, am vrut chiar să deschid un tabel, dar nu vrea nimeni să se treacă, cei care ar fi să urmeze. Despre domnul Iulian, doar de bine. Un profesionist, pentru că la Fortul 13 erau probleme hidro. Cei care am fost chiriași pe acolo știm că și atunci izvora apa din pereți. Un om echilibrat, un om cu calm, cu discernământ, cu bun simț, dârz, parcă toate s-adunase în acest confrate de suferință, la urma urmei. Colaborarea noastră n-a fost doar la Fortul 13, pentru că era specialitatea dumnealui, și și la Iud, și la Sâmbăta de Sus, și cu alte ocazii, alte lansări de carte sau simpozioane, am colaborat îndeaproape, pentru că în ceea ce mă privește, nu am acceptat niciodată ca rezistența anticomunistă să fie fărâmițată pe politici, pe etnii, pe culte, pe mai știu eu ce, după bunul plac al unora. Nu. Ea trebuie privită ca un întreg, ca un tot unitar. Alminte riscăm să rămânem fără ea. Am mai colaborat și la acele dosare înaintate la CEDO, se întâmpla poate cu 20 de ani în urmă, așa, în speranța că vor sensibiliza pe cei de la CEDO, nu ei să fie aceia care să judece sau să acorde reparații morale și materiale unora dintre noi. Dar acele dosare au fost împachetate și trimise înapoi după cum plecaseră de aici, ce nu știa lumea, acolo când se ajung unele materiale, intră pe mâna unui român și el hotărăște dacă acestea se dau sau nu mai departe. Cel puțin așa era în acea perioadă, nu știu dacă nu continuă și în zilele noastre. Ne făcusem planuri de conservare a Fortului 13. Din cauza infiltrațiilor de apă, o paragină totală. În loc să finanțeze statul acele reparații, nu numai că nu s-a făcut nimic, dar într-o discuție purtată în urmă cu 2 ani, luna viitoare se împlinesc 2 ani,
când împreună cu domnul Radu Preda, președintele IICCMR-ului, am avut o discuție cu ministrul Justiției Tudorel Toader. I-am vorbit și de Fortul 13 de la Jilava. L-am rugat să vină împreună cu noi să-l vadă. N-a făcut-o și s-a dus singur. Pe la ora 14:30 a descins acolo. Păi, nu știau cine e. Domnule, la ora asta nu vă mai putem primi. Genial. Când a arătat cine bine este, că arestat. Au intrat în panică, au venit aia de acasă, au văzut și hotelele de una, două stele de pe platoul din stânga, dar a intrat și în Fortul 13 de sub deal, din dreapta. La 1 ianuarie 2018 a virat în contul penitenciarului 700.000 de lei ca o primă tranșă pentru consolidarea Fortului 13 de la Jilava. Am făcut o adresă oficială ca să mi se răspundă ce s-a întâmplat cu acești bani. Cred că mai mult de 3/4 ne-au fost restituiți statului pentru că nu cred să se fi făcut ceva, să văd ce vor răspunde. Este un mare păcat pentru că cu suma aceasta se putea face ceva. Dar acum asta n-ar fi fost destul. Domnul Florin știe cum umbla vorba aia cu căciula să adune bănuți de pe la colegi ca noi să fim aceia care cumpărăm pompele submersibile care asigurau cât de cât evacuarea apei, canalizarea fiind deasupra nivelului pardoselilor celularului de la Fortul 13. Dacă ploua o săptămână și pompele erau defecte, se umpleau unele celule până în tavan, altele până la jumătate, altele până la genunchi, în funcție de înălțimea față de cota zero, de adâncimea respectiv față de cota zero, o aveau respectivele celule. Totul este o ruină, se distruge sub ochii noștri. Nu mă miră în ceea ce mă privește, pentru că suntem singurul stat fost comunist din Europa în care nu s-a păstrat niciun lagăr de exterminare prin munci silnice și înfometare. Numai dacă mă gândesc la salva de lagări ale morții de pe traseul canalului Dunărea Mare Neagră, pornind de la lagările de la Angel Salini, Columbia, Cernavodă, Megidia, Poarta Albă, Noua Culme, Galeșu, Peninsula, Midia, kilometru 4, kilometru 8, iată doar câteva dintre ele, doar noi mai mergem și în lanurile de grâu, vedem că într-o anume zonă grâul este mai gâlbui, n-are acel verde crud și doar noi mai știm că acolo a fost bătătura acelui lagăr. Nimic. Peste mormintele deportaților în Bărăgan, care în satele înființate de ei, și-au murit vreo cam între 10 și 30 de persoane în fiecare, după vreo 2-3 ani, după 90, dacă au fost 25 de cruci, ai mai văzut 20, după alți 5 ani, 15, în așa fel încât acum nu mai există practic aproape nicio cruce, s-a arat sau au crescut bălăriile Bărăganului peste mormintele lor. Nu pot să nu mi-aduc aminte de un bun colaborator a domnului Iulian, pe Nicolae Purcărea din Șcheii Brașovului. Au avut relații excepționale și Purcărea era foarte, să spun, asemănător cu domnul Iulian, erau de un calm, de o corectitudine greu de găsit în zilele noastre. De la domnul Iulian Vlad și alții ca dumnealui, aveam să învăț în temnițe, că trebuie să știți că la un moment dat i-au izolat de noi, de
restul lumii, pe legionari. Că se spunea printre noi că dacă îi lăsat unul într-o celulă vreo 6 luni, îi face pe toți legionari. Și au intrat ăștia comuniști într-o panică nemaipomenită. N-am de unde să știu că era așa sau nu, dar am învățat niște lucruri care m-au călăuzit toată viața. Că suferința înnobilează sufletele și că iertarea te face mai puternic. În privința iertării este și cazul meu. I-am iertat pe toți criminalii care ne-au trimis la moarte sau ne-au ucis în lagăre și temnițe, numai că iertarea noastră a fost prost înțeleasă, iar astăzi, în țara pe care am iubit-o și o mai iubesc atât de mult, mă simt umilit mai mult decât ori și când. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte Octav Gioza, și să sperăm că vom trăi vremurile în care statul român să își asume, împreună cu societatea românească, să își asume trecutul celor aproape 50 de ani de comunism, al crimelor, al terorismului de stat la care a fost supusă populația și mai ales elitele acestui neam, și că măcar fortul 13 Jilava, închisoarea de la Râmnic, de la Râmnicul Sărat, și încă câteva astfel de obiective vor putea fi salvate de la distrugere. Într-adevăr, vă spun, ceea ce a spus domnul Joza este real. Chiar sâmbătă a trebuit să anulez, în seara dinainte de sâmbătă, o vizită al liceenilor de la Liceul Teoretic Dante Alighieri, care trebuiau sâmbătă trecută să viziteze împreună cu un deținut politic care le explică, fi că așa facem întotdeauna, trebuiau să viziteze fortul 13 Jilava și din cauza ploilor din săptămâna precedentă, nivelul pânzei freatice era atât de ridicat încât cele două pompe pe care noi le-am cumpărat, și vă mulțumesc tuturor celor care de câte ori facem apel contribuiți la cumpărarea acestor instrumente, nu făceau față. Pur și simplu, nivelul în celule era peste glezne, iar în unele locuri, în locurile mai adânci, l-a reduit, ajungea aproape de genunchi. Este o situație dramatică. Acolo se prăbușesc părți din structură. Sunt locuri în care mulțumesc domnului Cristian Micu, subcomisar care se ocupă din partea fortului 13 Jilava, din partea penitenciarului Jilava, se ocupă pentru că a avut și dânsul bunic la canal și prin închisorile comuniste și i-a cunoscut pe foștii dezonți politici și nu poate să facă altfel. Și el, ca și noi, pune bani din buzunar ca să reparăm cablurile electrice pentru că au loc scurt circuite, pentru că e un mediu umed acolo, cea mai mare parte a anului, totul este subteran. Mergând până la cele mai adânci locuri, sunt chiar 20 de metri sub cota terenului din zona respectivă. Dar sunt locuri unde dânsul cu personalul închisorii au creat acolo niște sisteme improvizate de protecție cu niște schele ca să nu cadă bucăți de cărămizi pe elevii care... Pentru că trebuie să-i ducem acolo, nu putem să închidem locul ăla. Dar părerea mea, și nu numai a mea, este că nu e deja, în ceea ce privește Ministerul Culturii, în a cărei atribuție se află fortul 13 Jilava, ca monument istoric clasa A, așa cum a fost clasat, este deja vorba nu de incompetență sau de indiferență, ci de rea voință. Pentru că au fost bani care s-au alocat de la Ministerul Culturii, domnul Joza a participat la acel document, anul trecut al justiției, dar au fost atunci când a fost domnul Constantinescu, au alocat Institutul Național al Patrimoniului. Nu s-au înțeles cine să preia acest fort în continuare.
Ministerul Culturii, noi toți ne-am opus, pentru că într-o săptămână dispăreau tot, uși, gratis, zăvoare, tot ce-i metal. Năvăleau țiganii din Jilava și gata. A rămas în administrarea... Spus să rămână sub pază armată. Exact. La Ministerul Justiției și așa să facă o intrare separată, un culoar din plasă, din gardul ăsta nemțesc, să vadă gardenii ce se mișcă, cine trece pe acolo, așa, și ca să nu deranjez. Pentru că situații penibile am întâlnit. Mi-a venit un grup de studenți din statul Illinois, din Statele Unite, cu domnișoare, cu treburi, pe lângă că eu ținut un ceas la poartă, lasă telefoanele, lasă aparatele foto, lasă-ți, scoate-ți cureaua, treburi jenante și cât pe aici să le ia și cu oglinda aia pe domnișoare ca să vadă foarte dacă interesant. N-am ceva trebuie ascuns. Da. E jenantă treaba, domnule, față de turiști care vin din afară țării. Și din cauza asta se impune o intrare separată și un culoar tunel cu plasă ca să vezi până el. Să rămână în incintă. Da? Nu să sperăm că totuși lucrurile, că vom reuși noi, societatea civilă, că aici de noi ținem primul rând. Și să ameliorăm unele situații din punct de vedere tehnic acolo și am reușit până acum și o să... Noi și de aici înainte vom reuși. Eu mi-am propus cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem ca până la iarna următoare să cumpărăm până la 10 pompe care să funcționeze acolo când e nevoie non-stop. În momentul ăsta pompele lucrează 24 din 24. Și bineînțeles să asigurăm și niște WC-uri acolo. Dar o să fie nevoie de un efort. Dar revenind acum, am vorbit de efortul 13 pentru că era una din durerile domnului Iulian și pe patul de moarte la înainte de a, și la Fundeni și după aceea la domnul Chirilă, domnul doctor Chirilă, acolo ne spunea să nu părăsim acel obiectiv. Revenim și mi-aduc aminte din nou de perioada aceea frumoasă de efervescență din la sfârșitul anilor 2000 spre 2010, perioadă și cu dificultăți, pentru că ca întotdeauna își bagă coada și cel care nu trebuie să fie în preajma noastră, așa suntem noi oamenii și mi-aduc aminte de acea perioadă în care, așa cum vă spuneam, Federația Foștilor Deținuți Politici își avea sediul în strada Blănari cu sprijinul maestrului Dan Puric și când maestrul Dan Puric avea permanent întâlniri cu domnul Jijie, cu domnul Iulian, se lucra foarte mult atunci la proiectul memorialului de la Aiud. A fost o perioadă atât de frumoasă. Încă erau mulți dintre cei pe care i-ați văzut în imagini printre noi și din păcate iată că astăzi, după atâția ani, cea mai mare parte a lor nu mai sunt printre noi. Dar noi cei care suntem, cei care am rămas, avem datoria atâta timp cât vom mai fi pe pământul acesta să ducem mai departe aceste idealuri și să facem ceea ce ei din voia Domnului nu au mai apucat să facă. Îl las să ne vorbească despre domnul Constantin Iulian și mai ales despre fenomenul martirajului neomartirilor din perioada comunistă pe maestrul Dan Puric. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, situația mea este puțin mai specială. Eu tocmai sunt candidat la președinție, dacă ați aflat. Eram în parc cu câinile și mai sunt o băbuță. Cam apărut la televizor și că sunt din partea lor. M-a bucurat foarte mult. Am văzut că a apărut și un articol din partea revistei Sputnik, ceea ce înseamnă că în spate sunt niște tancuri. O parte s-a îngrozit și a zis, aha, știam noi. Alții au zis, e ultima speranță, domnul Puric, urcați-vă și în vârful ăstora că tot faceți treabă. Deci aveți aici un candidat la prezidenție și un președinte veritabil. În viitorul meu program prezidențial, presupune că am să refac Fortul 13 cu o destinație foarte precisă. Îl modernizez, dar nu foarte, foarte. Păstrez egrația ca să-și aduc aminte. N-am spus niciodată, când am fost acolo cu bietul domnul Jijie, și să văd lucrul acela inimaginabil. Nu ai cum. Toate eforturile
de imaginație nu te poți situa la ceea ce s-a îndurat și prin ceea ce s-a trecut. După câte ați văzut, nu și-a cerut nimeni iertare. Nu există un fenomen de pocăință. Ceea ce m-a marcat prin contactul cu acești oameni, să zicem, în speță cu domnul, să zicem, Chică Iulian, dacă ați observat, un soi de nobilă distanță față de suferință. Ca și cum pușcăria a trecut pe lângă el, un fel de pace interioară nemimată, o inteligență neafectată și o tărie sufletească. Nu l-am văzut niciodată încrâncenat. Dovadă că el iertase în mod firesc suita aceea de călăi, de torționari. L-am văzut cu un soi de zâmbet românesc, pe semne că asta au vrut ei să termine, un soi de seninătate românească pe care îl avea. A trecut prin calvarul pușcărilor. Mi se pare că de două ori, în două etape a fost arestat. Prin ce a fost mai cumplit și mai greu. Și am observat că nici atâta Negri sub unghie nu era resentimentar. Fără să zicem că a uitat. Nu uitase nimic. Dar nu era resentimentar. Vedeți dumneavoastră, cât am putut să-i cunosc, să-i văd. E un fel de testament pe care ți-l lăsau ei, fără să spună, de acum acolo tu trebuie să faci, nicio problemă. Era așa, i-am văzut. Unul din lucrurile care m-au șocat, am avut întâlnire la ora 2 și cu domnul Juji și cu domnul Chică Iulian, n-am știut niciodată unde am văzut, la Parcul Izvor. Și am venit, că totuși erau niște oameni în vârstă, la 4:55. Ei erau de la 4:15. Cred eu că a fost o altă speță de români, un alt popor. Ei erau descălecători dintr-un alt neam. După părerea mea, nu cred că lucrul acesta mai există. Nu după părerea mea, după suferința mea. Suferința a înnobilaselor, dar nu era o generație spontană. Veneau dintr-un trecut extraordinar și la ei creștinismul se manifesta atât de firesc precum respirația. Lucrul acesta au încercat să-l ucidă la Pitești. Știți că la Pitești au murit 11. Dar Solzhenitsyn a zis că niciodată nu s-a întâmplat în Rusia așa ceva. Acolo au murit 40 de milioane. Nu, ei au vrut să distrugă interiorul românesc. Felul de a fi, să facă un epicentru de spaimă prin tortură care să se transmită și să înfricoșeze. Nu au reușit, au sclădit oameni. Astăzi au reușit fără să facă Pitești. Astăzi au reușit să distrugă mult din ceea ce spunea Părintele Stăniloae, arhitectura sufletească a poporului român. Lumea această lăuntrică a noastră. Știu că la Vaslui m-a dus la un moment dat să-mi arată un muzeu improvizat cu sacrificiile și cu jertfa generației interbelice. Era într-o cameră ușor ascunsă, până și muzeul era clandestin. Și ei se grăbeau în goană să-mi povestească fotografiile ca și cum cineva trebuia să-i aresteze din nou. Singurul vizitator al muzeului eram eu. Dar a fost de ajuns. Mi-a ajuns pentru tot restul vieții. Și am să vă spun de ce. Sunt imagini covârșitoare care te urmăresc toată viața. Un exemplu, dar care eu l-aș da pentru generația aceasta tânără care mare majoritate săracă este rătăcită. Am fost acum vreo 2 săptămâni jumate pentru prima oară la Muntele Athos și m-am întâlnit acolo cu părintele Daniel, un părinte minunat, băiatul marului artist Octavian Cotescu și a mare artiste Varia Siciu. Și am stat așa de vorbă, foarte liniștiți, și la un moment dat am zis, părinte, tineretul este terminat, este rupt, este... Și am zis, poate se vor întoarce. Dar nu așa a zis, știți, foarte, a zis, poate să vă întoarce domnul Dan, pentru că e un caz pe care îl puteți da ca o pildă, așa, și un puște de 16 ani, de la 16 ani până la 22 de ani, a făcut toate blasfemiile posibile. Droguri, prostituție, tot, a călcat tot în picioare. Și nu mai era nimic sfânt pe care să nu-l ponegrească. Și la 22 de ani a intrat în mănăstire. L-a întrebat de ce ai făcut-o și a zis un singur lucru n-am putut să calc în picioare și care îmi zdrăvea inima.
Și da, din cauza asta m-am întors aici. Când eram mic, era o imagine pe care nu putea să o uită. Pe ușa întredeschisă am văzut-o pe mama în genunchi cum se ruga la o icoană. Aia l-a întors. Pentru mine, oamenii aceștia sunt niște oameni icoană. Efortul mare al securității și al ocultei internaționale a fost ca aceste icoane să nu se vadă. Ca tineretul să n-aibă acces la viața lor și să nu-i vadă. Păi o să ziceți de ce? Păi este foarte important. Mi-aduc aminte, acum, știu și eu, 10 ani, am fost la Mănăstirea Fântânele și m-am întâlnit cu Înalt Preasfinția sa Bartolomeu Anania. Și am zis, Înalt Preasfinția voastră, cum se canonizează un sfânt? Și a zis, Dănuț, el intră în evlavia poporului și apoi sinodul îl ia și îl canonizează. Zic, este perfect, Înalt Preasfinția voastră, zic, dar un singur lucru vă întreb. Dar dacă poporul, ca și mine, nu cunoaște? Eu n-am cunoscut nimic până în 89. Eu, întâmplător, pe la piața Rosetti, am găsit o carte cu brazii se frânde, nu se îndoiesc, Ion Gavrilo Gornașinu, zic, cine este ăsta? Și după ce am citit-o, am avut senzația că toată istoria este răsoară. Zic, de unde, dacă eu n-am știut până în 89, de unde să știe? Știi ce mi-a zis? Bătrânul a zis, știi că la asta nu m-am gândit? Și atunci, această memorie care domnul Octavian Josea se chinuie să o țină într-un exil în propria țară, este exilată acum și aici. Eu și data trecută, când am fost în piață, am dat exemplu ghetoul ăla nenorocit care s-a făcut cu ocazia inaugurării monumentului celor care au suferit închisurile comuniste, a rezistenței comuniste din fața Casei Scânteii. Un gard imbecil acolo, câțiva săraci supraviețuitori, mulți securiști civili, tot felul de incompetenți, niște discursuri de lemn și un discurs interbelic al unui... Era din altă lume. S-a decupat spațiu, s-a decupat timp. Erau niște oameni, vorba martirului Petre Țuțea, aflarea întreagă, cretinismul la român. Ce a spus domnul Tică Iulian și eu constatam de atunci, au mimat procesul comunismului. Ca să treacă timpul biologic, să moară martorii, au scos tot felul de, dacă vă închipeți la procesul comunismului, că l-au scos criminal de război pe Marșal Antonescu și ca etapa a doua, reîncriminarea martirilor. Mircea Vulcănescu, Valeriu Gafencu, Radu Gir. Deci au lucrat pe etapă. Ei nu se vor opri. Vor lucra în continuare pe etapă. Ceea ce au realizat această ruptură între generații, acest memoricid. Știți că dacă îi spui, dacă intrăm acum, la orice universitate putem intra și spune sau la aia cu lanternele prin piață care fac așa și spuneți un nume a unui martir, ăla se crede că e fotbalist. Lucrul acesta s-a făcut de mult în Occident. Conrad Lorenz, marele etolog, spunea, în 1960 a spus, că va fi ruptura canonului cultural. Adică noi am fost, cel puțin, în generația mea care a mai apucat, cultivați că Eminescu este un mare poet și un poet martir, că Avram Iancu a fost un martir. Se ia copilul și se bagă într-o istorie relativă și într-o istorie alternativă și se termină toate reperele. Eu am fost crescut cu considerație față de Mihai Viteazul, față de Ștefan cel Mare, față de Horia, Cloșca și Crișan, pentru celălalt sunt doar personaje. Și atunci o armată care a apărut acum în România de tineri care sunt ancorați în o veselie stupidă, în atâta contemporanitate, nu va da nici 2 bani pe memoria aceasta. Așa se distruge un popor. Ce rămâne de făcut? Vedeți aici cel care a suferit. Minunea asta de om, Tică Iulian, spunea că va intre o necunoscută, voia lui Dumnezeu. De aia nu intră oricum. Și prin mărturisiri. Uitați-vă și dumneavoastră, această comemorare care trebuia să se bucure de prezența istoricilor din România, a Academiei Române, a Prezidenției Române, a să fie televizată, să fie dată ca să intre în conștiința demnității poporului român, ea este în forma aceasta de catacombă. Și cu toate acestea, eu spun că catacomba va învinge. Așa a fost, din vechime.
12 de sculți au răsturnat imperiul, fără internet, fără mail. Intră aici, să știți că în problema aceasta a martirologiei se spunea că era o moștenire duhovnicească a conștiinței martirice. Mai toți marii martiri din perioada de început a prigoanei, când au fost întrebați de procurorii romani, spuneau: așa am aflat de la tată, asta știu de la părinții mei. Ce ești? Și nu spunea ce funcție are. Zicea: sunt creștin. Lucrul acesta se transmitea. Lucrul acesta a creat, cum să spun, nodul de legătură al creștinismului, acest scandal, cum să zic, care ține până astăzi. Și nu întâmplător, ce spune aici domnul Octav Joza, s-au șters urmele lagărilor de suferință, ca să nu mai existe dovezi. Să nu mai existe urme ale suferinței. Eu am fost la Gherla, invitat la pușcăria de maximă securitate, să vorbesc. Și mi-a zis: cui să vorbesc? Că să vorbesc la criminali. Și am zis: vorbesc la criminali, dar nu la criminali în serie. Și au venit criminali și le-am vorbit și le-am spus că îmi pare rău că sunt acolo. Și chiar îmi părea rău. Și zic: pe semne, dacă vă rugați, veți ieși mai oameni decât înainte. Dar să știți că sunt criminali care au ucis un popor, o nație, și sunt în stare de libertate, pe post de prim-ministru, de președinte, și atunci s-au închis camerele. Bun. L-am întrebat, știți că la Gherla cam toată țărănimea a fost ucisă. Când erau, domnul Octav Joza vă poate spune, că erau pe raioane, erau pe sectoare, la Iud cine să moară, la Sighe cine să moară, la Mizlea cine să moară, la Târgușor. I-au făcut și ca acum a fost o planificare a pușcărilor, există și acum o planificare a pușcărilor cu, cum să zic, țar de gândire. Nu mai sunt violent, sunt sub formă virală. Și l-am întrebat pe directorul pușcării: aveți un muzeu? Și l-am zis: oameni care au zis, voi citiți puțin cine au suferit aici? Zic, înaintea voastră au fost niște oameni care au luat o crimă de neiertat. Și eu s-o uitam la mine. Și au iubit țara și înainte de țară pe Dumnezeu. Domnul comandant, de ce nu le puneți la dispoziție acestor oameni care, dacă tot își ispășesc, să vadă, știți că îi împachetau la un moment dat, nici nu mai aveau lemn, îi băgau în cutie de cartoane de la alea de magiun. Îi băgau în pământ direct. Așa se mâna Gherla. Cam toată talba aia țărănească a fost băgată acolo. M-a dus într-o cămăruță, muzeul de la Gherla. În primul Gherla arăta superb, era hotel de 4 stele, toți erau cu mușchi, fitness, era o școală de culturism. Era cu bani europeni. Și eu nu zic acum, Doamne ferește, ca pușcăria și să aibă condiții proaste. Departe de mine lucrul acesta. Eu m-am gândit la faptul că muzeul era de aici până acolo, cu o chestie de sticlă unde era costumul unui deținut și o hârtie Xerox. Ăla era tot. Era poza unei. Zic, mai numai unul și pe el n-am mai găsit în arhivă. Deci unul singur a fost acolo, deținut. Ca să știți dumneavoastră. Se lucrează încet și sigur la ceea ce se numește memoricid. Există în substanța acestui popor, și ați văzut numai în prezentările unui suflet atât de curat ca domnul Tică Iulian, ca să mai vreți de domnul Gheorghe Jiji, un soi de... Erau lumini sufletești oameni aceștia. Nu i-am auzit în viața mea de faptul că vor să se răzbune sau ei vreau doar să zică, să se știe că s-a suferit. Monografiile care a făcut domnul Gheorghe Jiji, întâlnirile mele care le-am avut și cu domnul Tică Iulian, și erau întâlniri din astea firești, nu aveau niciun fel de conspirații din astea, respirau, era o altă dâră, alte lumine de om. Știți că grecii, în Grecia antică, exista concepția aceasta medicală, pneumatismul. Ce respirăm este spirit. Știți? Și s-ar putea să respirăm și să murim, că respirăm și diavolul. Eu cred că pneumatismul, ei erau lumină. De câte ori erau lângă mine, mă relaxam. Parcă îmi recuperam copilăria, adolescența, eram eu. Și era diferență totuși de vârstă, foarte mare. Nu era nicio diferență de vârstă. Cum intram cu colegi de-ai mei cu ăsta, mă înhibam și nu mă regăseam. Cum intram cu oameni de cultură din ăștia crescuți prin depărtări, prin pepiniere, îi vedeți acum la lucruri că sunt trădători de așa. Ceva nu... Și atunci trebuie văzut
cum să zic, dincolo un fel de esență. În clipa în care noi ne îndepărtăm de felul acesta de a fi, poporul acesta va dispare. Nu există altă șansă. Știu că eram cu domnul Marcel Petrișor și mi-a arătat acolo un fel de pat de fier cu niște drugi de metal și a zis că aici ne bătea la tălpi cu un drug până ne-a ieșit toți afară. Și am învățat și că la un moment dat să ne rugăm ca să nu ne doară. Și ne schimbau cerceafă cu sânge, v-ați uitat la zidurile, sunt niște atrocități inimaginabile. În 2006, parcă, sau nu, 2005, Consiliul Europei i s-a propus de către intelectuali din Est și să se condamne moral comunismul. Au zis, dom'le, vrem o condamnare morală. Că de ce? Ca să știe și istoricii din Occident. Să știe și oamenii din Occident ce s-a întâmplat. Ei nu știu. Habar n-au. Dacă vreți relatări despre ceea ce se întâmplă, dacă citiți, eu am citit o carte a unui sfânt de la Muntele Athos, atât de groasă. Extraordinară, te lumina. Dar din nefericire, între ghilimele, mi-a intrat în mână, îmi pare rău, o carte atât de mică, care spunea așa, plăcuțele de săpun de la Itșetip. Și zic, ce înseamnă Itșetip? Și am întors, era Pitești, Mihai Buracu. Atât era. Dezluia. Definitiv. Se termina cu tot. Atât a scris el, Mihai Buracu. M-am întâlnit un om, tot așa, parcă era o liturghie care mergea. Nu i-am văzut, dar absolut pe niciunul, cu frică în fața morții. Dar nici cu bravadă. Dacă mi-aduc aminte, știu că domnul Mihai Buracu m-a sunat și mi-a zis, domnul Dan, eu am o boală care nu iartă, dar important este noi să iertăm pe cei din jur și să iertăm chiar și moartea dacă vine la noi. N-am mai auzit de la nimeni lucrul acesta. Domnul Gheorghe Jiji, știu când l-a îngropat pe tică Iulian, i-a cedat din mormântul familiei, din mormântul lui ca pe un frate. Așa era el. N-am sunat niciodată, mâncam ceva, vă dau niște detalii. Pentru că detaliile acestea, vorba lui Bergson, de zimaj emanant, îți rămân în mine. Eram întrebat pe la Vaslui cu ei și am mâncat niște fasole cu orez și zic, nu mănânc, nu fasole, zic, nu mănânc ciuperci, că îmi fac rău la bilă. Și Marcel Petrișor a zis, iată orezul, eu fasole. Aveam un gest de pușcăriaș, de coleg. Dar din ăla, rapid, brusc pe moment. Și atunci vedeai că între ei a fost o comuniune. De asta se speria oia, înțelase 6 luni cu unul din ăsta, că era alt om. Era creștin fundamental. Contactul cu ei îți dă credința. Credința aceasta firească îți dă cel mai minunat lucru, libertatea. Iar când ești liber, nu mai ți-e frică de nimic decât de bunul Dumnezeu ca să nu-și întoarcă privirea de la tine. Societatea pe care trăim. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi, acum în Chișinău. Bine, deliberat făcut, urmează România scenariu. Ei au apărat granițele invizibile ale țării. Mergeam pe stradă și mă gândeam la puștanii ăștia care urlă și zbiară împotriva corupției. Foarte bine, pentru că există corupție, categoric. Dar unul nu s-a ridicat împotriva corupției sufletești și împotriva distrugerii memoriei. Și de aici vor urma consecințe. Le urez drum bun. Și mă gândeam cum România distrusă, sfâșiată, teritoriile luate, făcută praf, România mare, un mănunchi de tineri se ridică extraordinar ca să o apere cu prețul vieții. Aceștia au fost. Noi, în loc să ne racordăm la memoria unei demnități extraordinare, se face tot efortul de un fel de olimpiade de concurs, pentru că în primul se simt vinovați. Nu știu cum am întâlnit eu cu părintele Teofil Cureanu și la așa, nu vedea săracul, era ori. A zis, Dănuțu, ce faci? Pantomimă, nici nu există pentru mine, bine că vorbește. Și avea un umor nebun. Și eu zic, ce face părintele?
zic, cu toți care au fost închiși, și că, bă, dă-nu-ți, bă, n-a fost cam repede. Repede ce? Păi din 45 în 48, unii martiri și alții torționari. Cât de repede sămânța asta torționarilor și uitați ce lung până astăzi, pentru că dacă ei avea sufletul liber, domnul Octav Brâncea zice, i-a iertat. N-au dat doi bani. Și știți de ce? Ei nu sunt împăcați. Este ca și cum Caiafa nu dă doi bani pe iertarea lui Iisus. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ierți. Am fost acolo pe la moaștere Sfântului Silvan Atonitu și știți că Sfântul Silvan Atonitu face un amendament de lege teribil, dom'le. El se ruga și pentru dracu. Și că mă rog pentru că nu pot să-l văd în iad urlând. Dacă este pedepsit de Dumnezeu, când înseamnă că va împărți, mie este extraordinar, zic că mie milă. Nu poți să se ruga pentru dracu. Și că în ultimă instanță, pentru că să știți, nu e așa, moștenirea bisericii spune să te rogi pentru vrăjmași. Antimivirean, Sfântul Antimivirean zice, da, dar nu pentru vrăjmașul Hristos. Ei, Silvan Atonitu zice, mă rog și pentru ăsta. Acum, se întâmplă, nu pot eu să vorbesc, eu vă spun că eu am văzut în oamenii aceștia, niciodată, când zic, nu i-am auzit, eu din suflet i-am iertat, se vedea că iertat. Și din cauza că iertat, era capitalul acesta de libertate, capitalul acesta de putere. Și dacă ești legat așa, strâns. Am fost zilele trecute la Constanța, vorbeam de puterea iubirii. Și le-am spus un lucru, cum să zic, care este uluitor. Oamenii aceștia, în frunte cu Tică Iulian, cu Gheorghe Jiji, cu Macă Tudor Popescu, ce am cunoscut eu, cu profesorul Bucescu, eu am cunoscut oameni lumânări. Știți că se zice în martirologie că cei care sunt rătăciți în viață, adică dincolo de adevăr, trebuie să te rogi pentru ei și au morți zadarnici. Vieți și morți zadarnici. Cei care sunt în adevăr au morți fecunde. Rămâne lumină după ei. Eu, în lucrul ăsta, la Constanța, am spus, domnilor, cum să zic, și aici fac o mică paranteză, un om care îl iubește pe Dumnezeu, din toată inima lui, așa, cu păcatele noastre, când suntem noi, că nu suntem perfecți. Nu suntem perfecți, dar iubim. Suntem legați de 2000 de ani de chestia aceasta. Așa, ăsta e neamul ăsta. Și un om care ajunge în primejdie și vede că chipul lui Hristos este lovit, el nu vrea să se despartă, Domnul. El nu poate să se despartă, suferă toate chinurile, toate bestialitățile posibile. Dacă te gândești mai la Piteștiul la ce a fost și ce am citit acolo, că majoritatea au ieșit scrântiți, au ieșit vai de capul roșii. Unul nu-și permitea să-l acuze pe celălalt ca cedat. Părintele Arsenie Papacioc nu putea să-i acuze pe cei care au rămas biserica instituțională. Zicea, lasă-i, domne, că au făcut botezuri, nunți, fiți atenți. Deci nu se băga un acuzator. De unde vine forța aceasta a unui om care iubește, ține așa? Domne, când îți iubești femeia, iubita ta, când îți iubești copilul, când un om iubește, nu mai vorbim de iubirea față de Dumnezeu, și îl desparți, se întâmplă ceva. La 7 ani după descoperirea mecanicii cuantice, fizicianul Bell a descoperit teoria particulelor gemene. Dacă două particule la nivel atomic, subatomic, știți că dacă eu fac așa, acum, asta la nivel macroscopic, energia de atracție între ele scade. La nivel atomic și la nivel subatomic, ce a constatat? Că ea crește. Nu le poate să fie distanță planetară. Ele sunt la nivel subatomic. E un mare fizician român din Marea Britanie, teribil, din neamul ăsta de clăcași, hăituiți. Acum câțiva ani, Sandu Popescu a făcut prima teleportare din lume, la nivel subatomic, cu particule. Zice, nu pleacă substanța, nu pleacă energia, nu pleacă informația, starea. Aia simte. O depărtez și simte. Știți, citeam într-o carte de memorialism, nu știu, nu memorialism, o carte, un lucru extraordinar, când aici la Fortul Trece, la Valea Piersicilor, acolo l-au executat pe Marșal Antonescu. Era executat și Mihai Antonescu, care a fost ministrul justiției și ministrul propagandei statului, vreo 42 de ani avut când a murit. Am rămas uluit, se zice că în clipa în care l-au împușcat, fratele lui a căzut mort pe stradă, congestie cerebrală în fața
Palatului Telefonului. Când citeam din memorialistică și spunea cei că în clipa în care l-a eliberat din închisoare, mama lui a simțit acasă. Se transportă starea. Eu v-am explicat fizic, dar este un lucru dumnezeiesc. Se transportă starea. Zicea la un moment dat Macă Tudor Popescu, domne, am visat pe Maica Domnului, că mi-a zis, ies din pușcării, și a visat mama paralel. În perioada asta. Oamenii ăștia n-au putut să fie despărțiți pentru că iubeau fundamental. Ce poate să despartă lucrul acesta? E, și atunci s-au făcut eforturi teribile ca actul acesta de iubire să dispară. Știți când începe Apocalipsa? De fapt, suntem în primul Apocalipsa, sunt două simptome. Înmulțirea fără de legilor și dispariția iubirii. Dispariția iubirii se face prin sexualizare, mai ales la puști. Dom'le, sexul face parte din viața noastră normală. Dar actul de dragoste are alte valențe. Mult mai mari iubire. Și atunci tu îl reduci la consumerism. La obiect care se poate consuma. Obiectul care se poate consuma, testatul și schimbi. Atracția aceasta nu mai există. Știți că țăranul român, care nu știe fizică cuantică, dar a avut geniul acesta creștin, zicea, depărtarea pentru dragoste este ca vântul pentru foc. Pe cel mic îl stinge, pe cel mare îl aprinde. N-ați văzut că oamenii aceștia, lumânările acestea de oameni, luminile acestea, ei cu cât se depărtau, cu atât erau mai creștini și mai români. Când am cunoscut pe părintele Atanasie, 17 ani de pușcărie. Și știam că are cancer. Și am zis, părinte, știu că sunteți bolnav. Nu! M-au diagnosticat greșit. Mi-a zis, eu sufăr de închisorită, de ampuri. De lovirea demnității rămânești, am să mor. El suferea de altceva. Am mutat diagnosticul fiziologic în altă parte. Ce fel de oameni sunt ăștia? M-am dus să-l văd în spital, era într-o... pe aceeași rasă, ce vă spun. Și părintele Atanasie, aceeași rasă. Gândicea Eminescu, rasa superioară de român. Neafectată. De hun, de gepiz, de ce zicea și părintele Justin Cârvu. Bă, băiete, bă, ăștia care ne-au stricat gena. Nu toți care vorbesc românește sunt români. Enclavele alea de români curate, ai dat noroc cu țăranul, nu trebuie să scrii nimic. Ai dat noroc cu ăsta, trebuie să scrii 145 de contracte. N-ați văzut că pe unii demnitatea încurcă ca o haină strâmtă? Știți cum încurcă pe ăștia în Europa Occidentală creștinism, ne incomodează. Și că dă-o mă jos, ca să putem face orice. Face, bă, dar nu te strânge creștinismul, te strânge imbecilitatea ta și libertinajul. Sunt cătușe pe care tu ți le pui la mână. Am fost la el într-o rezervă nenorocită pe care mă urcau gândacii pe perfuzii. Doamna doctor, n-avea nicio vină, astea erau condiții, chiar l-au și cu un prieten. Și vă dau un detaliu. Arăta infect. Mai era un om muribund acolo, cu o pătură pe el. Și bătrânul, părintele Atanasie, s-a scoat în picioare în poziție de drepți. Zic, părinte, dar ce faceți? Cum? Așa trebuie să stau ca să veniți să mă vedeți. Vă onorez că mă onorați. Și la un moment dat, cineva care era cu mine i-a venit rău. Și am deschis geamul. Și am mai stat, ce mai stat de vorbă, așa vreo un sfert de oră. Și la un moment dat el a zis așa, atât a zis. Închideți geamul, că eu sunt obișnuit. În drum spre București, mi-a dat seama el avea grijă de cel din spate. El n-a zis, noi trebuie să avem grijă de el, pentru că este... A zis așa, închideți geamul, eu sunt obișnuit. Grația, discreția, aristocrația sufletească. I-a marcat pe oamenii ăștia întotdeauna. Cred că domnul Jijie mi-a dat telefon cu o zi înainte să moară. Respira greu. Respira spunând adevărul. Când se naște martirul? Pentru că mi-a zis aici Florin să spun câteva lucruri și mai ales că mai mă duc și pe dincolo, prin străinătate, să le vorbesc la vieții oameni care lucrează pe acolo despre ce înseamnă jertfă, că cuvântul acesta a ieșit din... în clipa în care stai aproape de adevăr și îl mărturisești, să nu te gândești că vei avea viață liniștită. Până la sfârșit.
Martirul este cel care stă aproape de adevăr. Adevărul tulbură lumea întunericului. Niciun martir cu adevărat nu... Ce au făcut acela? Spuneți-mi și mie. Prin ceea ce au făcut? Eu au spus adevărul spre țară. Ce vreau să scuipe pe icoana lui Iisus? Pe icoana familiei, cum fac ăștia acum? Cum dezertează în loturi, pun semnul întrebării asupra identității biologice și fac referendum de familie? Păi cum să faci referendum, bă, dobitocule? Să pui în dimensiunea referendumului și a Constituției taina unui popor. N-ai cum, decât dacă ești dus și silit. Și s-au dus, i-au păcălit. Cum taina mea, puterea personală a unui om, nu pui în referendum, bă. Pui legi, administrații, orice. N-ai cum să pui așa ceva. Ei erau cu adevăr. Și din cauza adevărului ăsta li s-au distrus familia, li s-a distrus viața, li s-a distrus tot. N-ai credință la asta. De asta v-am spus că oamenii aceștia erau niște lumânări. Mă uitam la domnul Tică Iulian, ce speranță avea în tineretul, că știu. Și atunci a început să o perioadă, dar între timp s-a lucrat încet. Prin școli, prin profesori, prin reforme multiple date în școli ca să se făcească. Au decelebrat cadrele didactice, le-au terminat, le-au degradat din punct de vedere financiar și au dus la condiție pavloviană ca să mai facă pe interes numai meditații și în rest, fără conștiință. Au scos serii de profesori tărăci fără conștiință. Eu mă uit la mine în teatru, un dezastru. E un dezastru. E un bordel. Deci ei nu mai au conștiința faptului, domnule, este scena teatrului, este scena teatrului. Nu mai poți să faci ceva ca pe tărăci. Nu. Libertate, democrație. Ei nu mai au ideea conștiinței morale. Simeon Mehedin Sovejdia spunea, ăștia au distrus conștiința morală a poporului. Ei erau paznici conștiințe morale. Așa ceva nu se poate. Aici, la noi, nu se poate. Asta este credința noastră. Într-un fel, tăria aceasta, pe la anul 369, dacă nu mă șer eu, după Hristos, în Constanța, Tomisul era atunci. Era un sfânt, episcop, Bretanion, prieten foarte bun cu Sfântul Vasile cel Mare, a fost ucenic. Și în Tomis a trecut împăratul Valens, care fusese într-o expediție împotriva goților și până s-a întors. Și vă spun povestea aceasta pentru că e vorba de atitudine și de rădăcină acestui neam. Și a intrat în biserică cu suita, el era arian. Și știți că arianismul este o erezie foarte mare, nu insistăm că nu facem teologie. Și i-a spus episcopului să mărturisească despre arie. Iar el a zis că 318 sfinți în sinodul de la Nicea au hotărât care credință. I-a spus împăratului, calm, asta este credința. Este ca și cum unul aici în România îi zice unui mare președinte de stat care vine sau un bolnav din ăsta de la Bruxelles, băi, asta e matca noastră. Nu putem schimba dacă asta este hotărâtă. E matca noastră. Împăratul n-a înțeles. Cum nu înțeleg așa. Și atunci au făcut un gest excepțional. Episcopul cu clericii și cu creștini au părăsit biserica, l-au lăsat cu ochii în soare. Și au și strigat, arianule. Deci unde vă duceți? În biserica unde împărat este Iisus. Evident că a dat ordin să-l aresteze, să-l execute. Nu s-a putut întâmpla pentru că l-a păzit populația. Această întoarcere cu spatele la eretic, la păcătos, au avut-o ei. Brâncoveanu a avut. Am spus asta atunci la Brașov. Întoarcerea asta. Nici o concesie. Oamenii aceștia cu atâția ani de pușcărie și mi-e și jenă că eu vorbesc aici lângă domnul Octav Joza, a spus coleg cu Ahile Sari, nu? Puțin. I-am citit cartea Popona Sibir. Ți se face părul în cap, așa, măciuc, de prizonierat în Rusia. Acești oameni n-au negociat. Nu din încăpățânare, nici din dorință politică, din firea aceasta creștină. Și am să închei prin faptul ca să deplasăm. În clipa în care, știți, Constantin Noica spunea despre Eminescu că suntem vinovați de două ori față de el. Odată că nu-l cunoaștem îndeajuns și odată că nu-l facem cunoscut lumii îndeajuns. Iar vin să adaug, suntem vinovați și că nu ne contaminăm cu el. Noi suntem vinovați că nu-i cunoaștem îndeajuns pe martirii noștri, neomartirii, ca zicem așa,
nu-i facem cunoscuți și ăsta ce se fac reproșul Ghetu Florin, care e printre puține rumânări care mai aprinde candela pe aici în România, din contră. Nu-i facem, suntem vinovați și nu ne lăsăm contaminați. În clipa în care te lași contaminat de așa ceva, nimeni nu are ce să-ți facă. Pentru că nu au avut frică. Instinctul de conservare se dizolvă, se transfigurează la martir. Ce să-ți facă? Ce să-ți ia? I-a zis prefectului trimis de împărat, Sfântul Vasile cel Mare, vrei cămaș? Iau. Viața mea e a lui Hristos, mă trimiți în exil, sunt deja în exil. Ce pot să-mi faci? Ei așa au fost. Au fost, cum să zic, însfințiți. Cine credea, domne, prin 30 și ceva, 25, după primul război mondial, pe semne că erau tineri, s-au dus cu liceu, școală, adolescență, cafenele, restaurante, viață, distracție. Cine credea că se va da cel mai mare lot de martiri în istoria noastră? Cea mai mare, cum să zic, poporul acesta. Acum, dacă vine o nenorocire, cum a fost războiul ăla, eu nu cred, pentru că acum sunt descreștinați. Atunci erau omul cu păcatele lui, dar biserica era firească. Acum poți să faci ce vrei. Pentru că nu mai au conștiința aceasta extraordinară. Le-am spus celor din străinătate și mă duc și acum, băi, fraților, dacă vă întoarceți în țară ca muncitori obosiți, sunteți la îndemâna lor. Sunteți niște scule obosite. Oricum, de spaimă, de foame ați părăsit, au rămas familii. Și când am întors, Domnul, dar am dat, ne-am făcut câte o pensiune și ne-am trimis controle. E foarte bine v-a făcut Domnul. Și ce faceți acum? Stați în continuare. Sunt copii crăcănați, jumate italieni, jumate spanioli. Ce faceți? Ori vă întoarceți ca crucificat și spuneți spaniul să întoarce, ori te întorci ca slugă. Nu vedeți tehnica oribilă? 5 milioane au scos în afară. Știți că lucrul ăsta nu s-ar fi întâmplat dacă ei erau tineri. Nu pleca unul. Săracii, cu 50 de ani de comunism ne-a zdrobit. Uitați-vă, domnule, ce fac? Bă, mâine m-au luat din pași, m-au făcut președintele. Mâine mă vedeți, nu știu ce, m-ați înțeles? Ca să se cacearmeze tot, ca să nu fie nimic curat. Și am o distinție. 5 milioane țara deșertizată au gândit în ani că copiilor vor veni cu o mentalitate occidentală și oricum săraci, dacă îi ceartă în franceză și în italiană, domnule. Nu vă dați seama, e o chestie antropologică. Tineretul de aici a spălat pe creier și pus să urle pe joburi și pe transnaționale și pe atâta, aș văd, numai atâta. Deci nicio vocație, ce legătură? Domnul Octav Josa este exilat, este crucificat. Toți sunt crucificați încă o dată, amintirea lor. Și ce te faci? Și aduci vietnamezi, ciobani vietnamezi, am zis că ciobanii noștri au plecat în Elveția cu 3.000 de euro și sunt cu 1.000 de euro vietnamezi. Acum acolo aveți ui cu ochii așa, pakistanezi, sirieni și alții, care știu să facă din casa aceasta, din țara asta minunată, un hotel. Și vin încet. Și vor să ne obișnuiască cu chestia. Ignatie Brancheninov, Sfântul Ignatie Brancheninov spunea că în vremurile din urmă diavolul va lucra cu păcate mici, insezizabil. Eu am văzut la mine în teatrul meu. În 91-92 încă se mai reacționa din public când zicea, vedea câte o porcărie. Plecau din sală. Acum stau. Știți cine pleacă din sală? Acum cât un om în vârstă, o doamnă în vârstă, care bun simț, nu vine să creadă. Să pleacă încet, să nu-i deranjeze pe ceilalți diavoli care stau acolo. E o coabitare, stau într-un iad colectiv. Este ceva, cum se zice, sinistru. S-au obișnuit. Eu am văzut pe un panou mare acum 6-7 ani, pe la Unirii, pe acolo cu taxiul, un bebeluș de 10 zile, frumos, superb, așa, numai că avea aici, așa se face încet, o brățară. Sunt liber să-mi aleg sexul. Ăla intră în subconștient, a lucrat în an de zile. O dată milioane de dolari au dat, de euro, ca să fie București un pânzin și ca să intre ca o posibilitate. N-ați văzut că în anul centenarului noi, în loc să îngenunchem și să comemorăm, ei au intrat acum 100 de ani sub brazdă, nu pentru demnitatea și libertatea noastră, pentru minoritățile sexuale. N-ați văzut cum au creat o diversiune diabolică? Nimeni n-a mai fost atent la așa ceva. Nimeni. Și vă spun și cu asta termin, pentru că nu vreau să monopolizez lucrul acesta, dar dacă tot m-ai chemat, Florin, am vrut să precizez niște lucruri și încerc scuze, domnul Octav. Dar tot, nu iubind, trebuie, mă vorbesc, nu să te am sentimentul că trebuie să vă apăr de toate jigodile astea. O să continui. M-a întrebat mie, păi ce faceți, domnul Puri? Zic, tai cu sabia în continuu și când mă culc stau cu ea ridicată, de ce? Poate cade o jigodie în timpul somnului. N-ai ce să faci.
Domne, care este soluția? Că ne plângem și diagnosticăm și asta. Soluția este atitudinea creștină. Scurt. Și l-am zis și la bieții oameni lucruri. Bă, frate, tu nu înțelegi că dacă te-ai întors cu o muncă a ta, tu te-ai crucificat, mă. Ți-ai lăsat familia, copilul. Tu înțelegi că ești crucificat. Te întorci cu o forță, domnule. Nu numai cu o forță financiară, cu un drept. Și îl impui de pe locul tău. Ei n-au făcut cu mine teatru care au vrut ei, ci eu mi-am impus și în Teatrul Național și în teatrul ăsta. Dorința mea manifestă creștină, adevărată, curată. Ce faceți? Faceți gimnastică cu mine? Da, eu pentru asta am muncit. Și pentru asta am crezut. Dacă tu ai șters WC-uri, dar ai muncit, sunt banii tăi. Sunt banii tăi. N-are cine cu sufletul tău, către bunică, către copil, către asta. Cine se zice? Și atunci le-am dat soluția asta. Soluția care este creștină. Zic, domne, e o cază autentică. Era un episcop, pe vremea Ceaușescu, sfânt. Și l-a citat într-o geamă din Patrică, așa, și l-a chemat pe părintele la vicar și a zis, am auzit că e un popă în comuna cu tare care fură. Du-te și cercetează. Și s-a dus, și-a luat Dacia, s-a băgat printre găini, porci acolo la țară, noroi. A venit după săptămână cu sutana murdară, l-a găsit tot ce timp. Nici n-a ridicat ochii. Și a zis, preasfinția voastră, am controlat, nu fură. Ne ridicând ochii, i-a zis, cheamă miliția! Păi cu miliția? O săptămână și ceva, milițienii pe acolo, anchetă, nu mai știu, s-a întors ăsta la fel, zgribulit, murdar de noi. Și a zis, preasfinția voastră s-a cercetat și cu cadre de la miliție, nu fură. Trimite procuratura! De nu-și ridica ochii din carte, nu. Păi procuratura, două săptămâni de anchetă, nu, s-au întors, la preasfinția voastră, sunt aici și cu domnul procuror. Este corect, omul nu fură. Să vină la mine! Și în timp ce venea popa ăla, ăsta a ridicat ochii și a zis, de ce furma? Păi nu mai fac. E dincolo de legislație. Domnul Puri, dacă ați vrea să facem prin fondurile opene, de ce mă? Vreau să fac prin fondurile mele sufletești. Se poate ca țara aceasta să fie un hinterland? Vă anunț în mod oficial că putem hrăni Europa, 80% din producție agricolă negenetică. A fost mare durere pe aici. Și atunci au băgat niște securiști. Au zis, importăm 80% și cu de se poate face. Ei au fost un hinterland sufletesc. Putem noi. Nu-i nevoie ca voi să veniți. Aici este, după părerea mea, tăria sufletească. Care, cum să zic, dacă te contaminezi de ea, nimeni nu are ce să-ți facă. Ce să-ți facă mai mult de atât? Oamenii ăștia, uitați, au murit pe rând, unul câte unul, dar în spatele lor lasă lumină. Atâta timp cât vei fi cu fața către ei și ai, cum să zic, lumina asta să o duci mai departe, țara asta va merge. În clipa în care se vor întoarce cu spatele, ea o să cadă în întuneric. Vă mulțumesc! Doamne. Să mai spui după un astfel de cuvânt, nu ai ce să spui. Norocul meu m-a salvat domnul Joza, care m-a rugat să-i mai dau puțin cuvântul, fiindcă are de făcut o completare. Foarte bine. Da. Și în felul ăsta m-a salvat. Ne-ați vorbit atât de frumos de credință, de demnitate, de moralitate și mi-a venit în minte un caz care s-a petrecut în două locuri diferite, la timpi diferiți, persoane diferite și, culmea, parcă au fost la Indigo. Era un lagăr undeva în delta Dunării și erau țăranii din Triunghiul Morții, de la Suraia, Vadurosca și Răstoaca. Se spunea printre noi că primul țăran împușcat în Suraia a fost împușcat de către Nicolae Ceaușescu, tânărul absolvent al Academiei Militare Frunze din Moscova. Nu știu dacă este un adevăr sau nu, dar așa a circulat printre noi. Un
comandant de lagăr administrativ pe nume Răduna, era mai bun la suflet, spre deosebire de ofițerul politic Ciovanenko, care era o bestie. Și acest Răduna intră la un moment dat într-o baracă și se duce direct de cu ochii de țăranul Ilie Chițu din Suraia. Ia ascultă, băi, Chițule, ți-am mai spus. Tu ești condamnat 20 de ani muncă silnică. Îți dau o carte poștală, scrie acasă și lămurește-i pe toți ai tăi că intră de bună voie în gospodăria agricolă colectivă. Și eu îți fac un referat și în 6 luni ești liber. La care țăranul Ilie Chițu s-a uitat așa de la nivelul 2 de paturi, stătea turcește, parcă-l văd, și s-a uit așa, parcă sfidător la comandant. Ia ascultă, bre, domnule comandant, bună, nu ți-a mai zis, bre, să nu-ți mai pierzi vremea cu mine, bre? Eu sunt răzeș, bre, de pe vremea lui Ștefan cel Mare. De atunci am eu și ai mei pământul aista. Ce-i fi vrând dumneata să-l dau de bună voie și toți să mă blesteme neam de neamul meu că am fost un laș și un ticălos? Nu! Niciodată! Mai bine să-mi putrezească oasele aici și toți îmi vor păstra veșnic o frumoasă amintire. Iată un țăran din Suraia. Am ținut o conferință undeva la Panciu sau la Odobești și o doamnă plângea în hohote. Și când am terminat, a venit la mine și mi-a spus: știți, eu sunt fetița lui Ilie Chițu. Da. Și o treabă care nu pot să o înțeleg. Sunt foarte credincios, să nu mă întrebați când și cum, pentru că unul dintre preoții de acolo mi-a spus, zice, știi, asta e biserica noastră, noi o cărăm cu totdeauna cu noi. Asta, celula, e biserica noastră. Baraca asta din lagăr, e biserica noastră. Simte-te ca și cum ai fi într-o biserică adevărată. Când ești pe câmp la muncă, bolta cerească ți este biserica ta. De ce nu avem niciunul canonizat din zecile de mii de martirioare? De ce greco-catolici au beatificat vreo 4-5 și acum încă vreo 6-7? Au făcut foarte bine că au făcut treaba asta, dar noi ce așteptăm oare? Și mă tem că gândurile mele mă duc într-o anume direcție, pentru că toți, culmea, toți cei pe care noi acolo i-am considerat niște sfinți, făceau parte dintr-o anume categorie politică. Dar istoria religiilor, să nu fie cu iertare, cunoaște cazuri de tâlhari care s-au întors la Dumnezeu și au devenit sfinți. Femei de moravuri ușoare s-au întors la Dumnezeu și au devenit sfinte. Iacă unuia care a făcut și o anume politică cândva în viață, nu este permis să se fi întors la Dumnezeu pe care nu l-a părăsit de fapt niciodată. Este o rușine pentru mine treaba asta. Chiar nimeni, domnule, chiar niciunul. Păi nu că la noi metodologia este laborioasă, mai așteptăm să facă niște minuni de dincolo, niște treburi. Minunile se fac. Iată iarăși un caz concret. Cine a fost la mormântul lui Arsenie Boca știe acea alee petruită, largă, care urcă. Nu era lume multă, asta însemnând vreo 200-300. Da. Asta nu însemna că sunt mulți. Am trecut și eu pe la mormânt și m-am așezat pe o bancă la vreo 50 de metri mai jos și priveam pe cei care urcă către mormânt.
figuri crispate, priviri pierdute, fețe triste. Și am privit pe aceiași când coborau de la mormânt. Incredibil! Radiau ochii, parcă lumină, fața era destinsă. Alți oameni. Este o treabă. Dacă nu crezi, te duci doar ca turist, așa știi, să fii dat pe acolo. Dacă crezi puternic, pentru că sugestia și autosugestia acolo a învățat în temniță, au un rol determinant în legătura pământean și dumnezeire. Fără aceste lucruri, e greu. Este o rușine pentru mine, ca ortodox, să constat că nici după 30 de ani, bă, dar chiar nici unul, nu știu. I-am scris prefericitului ultima scrisoare acum 3 ani, 4 în urmă. Mai multe. Am scris 3 și am zis că nu-i mai scriu, dar ai mei colegi au spus, hai mă, dar mai scrie-le, mă. Am mai scris încă 3 și mi-au răspuns. Mi-au răspuns că acum prefericitul este ocupat cu anul Justinian, așa, dar peste vreo 2 ani să-i contactăm și să încercăm să stăm de vorbă, că nu putea fi contactat atunci. Am înțeles treaba, dar după un timp, prin cineva am ajuns la episcopul vicar patriarhal, Varlaam Ploieșteanu, și am stat de vorbă, eram cu încă 2 colegi. Ce, domnule președinte, cu riscul că vă supărați pe mine, niciuna din adresele dumneavoastră n-a ajuns la prea fericitul, că dacă le citeam, murea pe loc, ce cădea și murea. Eu v-am răspuns, eu le-am oprit. Dacă vă supărați, pe mine să vă supărați. Dar țin minte că a 6-a scrisoare i-am scris, nu mai avem nevoie să canonizați pe nimeni. Faptul că noi îi considerăm niște sfinți este prea suficient. Faptul că noi suntem cei care avem dreptate, sunt zecile de mii de pelerini care le vizitează mormintele în fiecare an. Îmi permis să zic un paradox aici. Imediat după execuția lui Brâncoveanu, sultanul a dat ordin să fie anatemizat din biserică. Asta sub blestem de la 1714 până în 1993. Și atunci, exact ce a spus, poporul acesta canonizează în suflet. Important ca noi să mărturisim și pe urmă urmează canonizările. Numai actul de iubire este o canonizare. Foarte bună completarea cu Brâncoveanu, nu știam. Da, da, asta sub și anatema. Se și Sfântul Ioan Valahu a stat așa. Și am mai observat ceva. E ceva cu neamul ăsta, dacă te uiți cu vioși, prea cu vioase, Cioran a greșit profund. Cioran a fost un om care și-a iubit totuși România, dar avea el, aleluia, așa, din revoltă și spunea că nici măcar sfinți nu a dat. Enorm de mulți. Dar tăcuți. E pământul însfințit. Știți că ei n-au simțit nevoia să scrie lucrări? Știți de ce? Ei n-au scris ca Teofan, Zăvărâtul, Ignatie, Evanghelie, lucrări? Pentru că n-aveau nevoie de argumente. Aici luați o băbuță de unde vreți din ferentar și ea se duce la cruce și o sărută. Și luați filmul de la BBC cu ăla care caută grupa sanguină de pe cruce. Baba sărută fără examen hematologic. E firească. Lucrările apar în clipa în care, știți, rușii totuși după 800 de ani în spate. Am stat și m-am întrebat, pe ce să conving? Să facă lucrări de ce? Important era asta. Vă dați seama, părintele Stăniloae zice că atunci când a plecat Cantemir, a plecat cu monacul Plotin. Monahul Plotin era Paisie Vilicicovski. S-a dus, Petru cel Mare distrusese monahismul prin catolicizare
Și el s-a întors unde s-a întors să învețe rugăciunea și isihia, cum zici. Nici în Athos, nici în Grecia, nici în... la Poiana Mărului, nu? La Sfântul Gheorghe, acolo Sfântul Vasile. La Sfântul Vasile, da, era un Sfântul Gheorghe, pe care îl pomenește George Racoveanu, care se așezau vrăbile. Vrăbile sunt foarte spirioase, nu se așezau, se așezau aici și pe cap el citea din psaltire, așa, citea și vrăbile după acolo. Și când intra în biserică, asta mi se vorba ca o metaforă, vrăbile plecau și l-așteptau în prizvor. Își făcea liturghia, veneau vrăbile. Și spune, dom'le, ăsta stătea cu vrăbile pe tot timpul. Problema a fost când a murit, nu au putut să-l îngroape, au putut să-l transporte în altă parte, pentru că iar un coc pământ și vrăbile se prăvăreau pe lângă de ordinarii. Ăștia, asta este conștiința, că nu lasă să alunce pământ. Și eu când am văzut, îmi spunea domnul doctor Pavel Chită de o călugăriță, isihastă, a fost la el, la clinică. Și zice, domnul doctor, citeam acolo în pădure o cărticică și s-a așezat o vrăbiuță cu picioarele. Și citeam și ziceam, Dumnezeu, ce mă fac? Că eu eram în acatism, nu știu ce rugăciune, și trebuie să întorc pagina. Și că dacă întorc pagina, cum să zic, o sperii. Dacă nu sperii, fac un mare păcat. Și vrăbiuța, când ajunge la ultimul cuvânt, vrăbiuța s-a mutat singură pe umăr. Și ți-a, mărturisirea aceasta pare infantilă. Pentru un român adevărat are o valoare extraordinară, el crede. Și atunci a luat-o ăsta de asta, noi avem sfinți care au murit prin păduri, după stânci. Dumnezeu știe ce, din ăștia, prin grote, te duci peste tot, calci, este ceva. Și atunci nu era nevoie să convingi, să scrii lucrări către. Când vorbești ca în dragoste, cu cât vorbești mai mult, cu atât înseamnă că iubești mai puțin. Încerc scuze, dar am vrut să vă încurajez că nu este totul pierdut, ci totul este câștigat. Cât o anatemă din asta dată are efect invers în sufletul credinciosului. Și dacă în țara aceasta Constantinopolul a căzut că nu erau aia cinci. A venit sultanul și în fiecare seară din zid ieșea o mână cu cinci de zid. Și fugea îngrozit, chema gărțile, iar dispărea și l-a chemat pe bucătar, că era ortodox. Știți povestea? E o poveste, da, teribilă. Și ăla era singurul care avea încredere, sultanul, era ortodox și bucătar. Și a zis, cheamă un sfânt. Și a venit sfântul și zis, nu poți să fac nimic. Trebuie să postez 40 de zile. Postit 40 de zile și știu, de acum acolo nu. Dacă mai erau 5 care credeau, nu credea Constantinopol. E vorba de credința aia autentică. E credința aia care nu te mișcă, nu. Poți să faci 5.000 de mătănii, să săruți 66.000 de moaște și la prima chestie să o deviezi. Și poți să nu faci absolut nimic, și asta nu înseamnă că Doamne ferește să nu te duci la biserică, ci să stai în locul tău acolo și să fii așa. Să fii așa. Eu întotdeauna mi-am iubit poporul acesta prin discreția extraordinară de tip religios. Nu și-a dat nimeni cu biciul în spate, noi nu avem stâlnici, nu ne-am chinuit. Uitați-vă și acum, am dat exemplu cum l-am primit pe sanctitatea sa. Dom'le, vezi demonstrație mai mare de generozitate, de libertate, de putere, de suflet cald, de... Aia, și-a zis, nu știu dacă sanctitatea sa, dacă poporul român va rămâne în imaginarul lui, imaginea papei, dar sanctitatea sa se va întoarce definitiv cu o imagine care nu va uita. E un material, mi-a dat o probă extraordinară, și mi-a dat să fim așa, să fim... Dar de ce nu? Când ești... N-ați văzut că noi avem o timiditate, o pudoare, dar și o forță extraordinară, că nimeni nu face așa cu tricolorul, chiar zice, nu, cât un steac pe acolo. Foarte ciudat e poporul ăsta, dar nu ciudat ca o stranietate, ca o taină. N-ați văzut că oamenii mari, sfinți, trec prin curtea mănăstirii, sau am văzut un călugăr care tăia lemne, dar le tăia într-un mod sfânt. El lasă o dâră, o chestie, o privire, o formă de, cum să zic, Adrian Făgețean. Adrian Făgețean, și cu paradoxul ăsta, iar închid, dar ne ține prea mult, dar este genial, mi l-a zis cineva, caz autentic, a ieșit din pușcărie, 12 ani de pușcărie, făcut praf, n-a reușit să-i spune în biografia acestui minun de om, și s-a dus la mănăstire, la Crasna, și starețul de acolo a zis că îi taie capul cu toporul. Că fusese legionar, și asta, unde se ducă domnul? Și s-a dus la Lainici. Și la Lainici a dat un sfânt de Calin Caravan, care,
pe vremea, doamne, noi am uitat, noi trebuie să ne gândim în perioada comunismului. Deci ăla a zis că îi taie capul toporul și Calin Caravan a zis, îți dau bani să te tratezi de tuberculoză și du-te că eu te primezi. Și l-a primit, s-a vindecat și a zis, părinte, eu mă rog pentru toți, uite, am hârtie aici, dar nu mă rog pentru comuniști. Și Calin Caravan a zis, poți să te rogi. După două luni, a zis, părinte, cum e, mă rog, dar nu pentru... Deci vreme au distrus familia, distrus țara, l-au scuipat pe Dumnezeu, eu nu mă rog pentru ăștia. Bă, băiete, poți să te rogi. Și într-o zi, caza autentică, au oprit vreo 10 mașini ale Comitetului Central la Alainic și s-a dat jos tovarășul Călăie Ceaușescu și era acolo, prin față, până la mânări, nu știu ce voi. S-a scus hârtie, a zis, tovarășe, părinte, vă rog să vă rugați pentru părinții. Și în clipa aia, și că i-a zis, Dumnezeu, nu mi-a fost frică, dar atunci mi-a dat seama că e semnul lui Dumnezeu. Vedeți cum lucrează? Că și Petru Groza a fost îngropat cu... Se pare că și Gheorghe Udeș s-a spovedit. Și nu vi se pare ciudat că în 1955, când aia treceau cu tractoarele în Rusia, peste biserici și le făceau și magazine și bordeluri și tot ce vreți, la noi, Patriarhul Iustinian Marin a canonizat sfinții, primul canonist de la Cernica. În 55! De ce? Pentru că el a ajutat pe Gheorghe Udeș când era fugărie de siguranță. Labă, da. De ce a făcut Dumnezeu de pateric? Un preot de țară îl găzduiește. Preotul va ajunge patriarh și ăsta n-avea cum să treacă. Salvează biserica. Salvează biserica. Eu așa mă uit în poporul ăsta. Așa cum suntem noi, nenorociți, schilozi, amputați, dintr-o dată sare câte un gest, iar asta mi s-a părut absolut cuciritor acum. Bă. Ce relaxare a avut poporul ăsta, ce bucurie, bă, ce... Dacă vrei și inocență și un amestec, îi vedeai pe aia cu floricile, fețele necrispate. Când ești așa, îți zice, n-ai ținut tot postul. Miroși a ulei. Hai, hai, Doamne ajută! Dragi prieteni, pentru mine cel puțin, nu știu cum a fost pentru noi, pentru mine cel puțin, ascultându-i pe cei doi invitați, am avut experiența unei adevărate băi sufletești și vreau să spun că după seara asta plec cu totul altfel acasă și vom avea grijă cu ajutorul domnului Olivian Breda, căruia îi mulțumesc că este aici, și vă sfătuiesc să apelați la dânsul când este nevoie, să vom avea grijă să, ca filmările, ceea ce s-a vorbit, ce s-a mărturisit aici, să ajungă pe internet, ca să ajungă la cât mai multe persoane, dacă se poate, și la cei care sunt plecați în afara țării, cei care n-au putut fi aici din binecuvântate pricini. Timpul este foarte înaintat și pentru că trebuie la un moment dat, avem niște obligații în raport cu gazdele noastre, nu o să mai proiectăm acum imaginile de la Muzeul Rezistenței din 1993, dar vă promitem că le punem pe internet, atât pe pagina de YouTube a Fundației, contul de YouTube al Fundației Ion Gavrilo Ogoranu, cât și pe pagina de Facebook a Fundației Ion Gavrilo Ogoranu și cine dorește, îi le putem pune la dispoziție prin transfer sau pe CD. Dar ce am vrut să vă spun este că înainte de a încheia, îmi fac datoria de a da posibilitatea să spună câteva vorbe unei distinse doamne, actriță, doamna Doina Ghițescu, care este prezentă aici și care a dorit să dea citire unui scurt fragment din cartea pe care o avem, Memoriile, din păcate neterminate, ale, așa cum am spus, a fost luat dintre noi, ale domnului Constantin Iulian, care a fost luat dintre noi într-un mod neașteptat. Și avem de asemenea, pentru cei care doresc, și o scurtă mărturie asupra acestui eveniment din 1993, Muzeul Rezistenței. Deci, va citi din cartea lui Constantin Iulian, din lagărul România Evadează Morții, actrița Doina Ghițescu. Aș vrea să îi mulțumesc că ne-am revăzut cu Florin Dobrescu. M-am uitat la vitrina de carte a dumneavoastră. Acolo am găsit cartea scrisă de Dan Puric, una dintre ele. Acolo am văzut cartea fostului meu profesor de limba franceză,
la liceul Iulia Hașdău, în anii aceia n-am știut că a făcut închisoare, este vorba de Marcel Petrișor, cartea lui este acolo. În anii aceia, când eram elevă, nu știam multe, am aflat ulterior. Acum, din această carte scrisă de Constantin Iulian, am să vă citesc un fragment. Regimul de celulă ne-a obligat la o activitate cât de cât intelectuală, care a constat în învățarea unii de la alții a unor poezii, noțiuni de limbi străine, filozofie, în special filozofie creștină, matematică și, în general, tot ce aveau oamenii păstrat în memorie și care putea interesa pe cei din jur. Astfel ușuram trecerea apăsătoare a timpului care opera destructiv asupra sistemului nervos și așa supra-solicitat. Ispitele și gândurile negre trebuiau într-un fel îndepărtate pentru a nu ne prăbuși, a nu ne prăbuși sufletește. În regimul sever de celulă, cel mai greu trece ziua. Anii trec mai ușor, cel puțin aceasta era senzația noastră, a celor închiși, fără cărți, fără mijloace de scris, fără contacte cu lumea liberă. Nu aveam voie la scrisori, pachete și nici măcar la ziare. Eram niște oameni îngropați de vii, supuși la moarte lentă prin înfometare. Rugăciunea, numai rugăciunea, rămânea singura evadare spirituală dătătoare de speranță. Memorarea poeziilor, în special a celor create în închisoare, se făcea întâi prin scrierea lor, strofă cu strofă, fie pe un săpun, cu ajutorul unui vârf tare, realizat dintr-o bucățică de sârmă sau așchie de lemn, fie pe partea laterală a ghetei, după ce în prealabil se dădea cu săpun și se presăra DDT sau praf de var răzuit de pe perete și în mod asemănător se zgâria cu același vârf tare. Dar să nu uitați, niciodată rugăciunea rămânea singura evadare spirituală dătătoare de speranță. Vă mulțumim încă o dată tuturor celor care ați fost prezenți în această seară și, înainte de a încheia, vreau să vă spun că, în ciuda indiferenței generale, în ciuda acestui program de memoricid, cum spunea maestrul Dan Puric, la care este supusă societatea românească și, în special, tineretul și copiii acestei țări, să nu pierdem nădejdea, pentru că ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este întotdeauna cu putință. Și am această conștiință și am învățat-o de la oamenii pe care i-am comemorat în această seară, că societatea civilă, adevărata societate civilă, nu cea plătită cu banii dubioși veniți din afară, de pe la tot felul de fundații pentru societate deschisă. Societatea civilă creștină, identitară, națională, întemeiată pe valorile mărturisitorilor din temnițele comuniste, va putea, prin efortul nostru al tuturor, să aducă la sufletele copiilor noștri, care se află azi într-o teribilă restriște, fiind supuși la terorismul acesta mediatic, sufletesc, va putea să aducă la sufletele lor mărturia acestor candele vii care au fost Constantin Iulian, Gheorghe Jijie, Ion Gavrilo Ogoranu, Părintele Adrian Făgețeanu și toți cei care împreună cu ei au pătimit în munți sau în temnițele comuniste. Vă mulțumesc încă o dată și urmăriți paginile noastre pentru a fi la curent cu noile evenimente pe care le vom organiza. Dumnezeu să ne ajute! Amen. V-am ocupat. Mulțumesc.